Galateni, capitolul 5, și vom citi din nou textul, vreau să-l citim de fiecare dată, la fiecare studiu biblic, în felul ăsta, auzindu-l de mai multe ori, ne va deveni foarte familiar, de la versetul 16 până la versetul 26. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea, preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac aceste lucruri, astfel de lucruri, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos, Iisus, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin. Să ocupăm locurile. Cu toate că în seara aceasta subiectul este roada Duhului și dragostea, vom vorbi despre dragoste, vreau să fac o mică recapitulare. Apostolul Pavel scrie textul acesta bisericii din Galatia, galatenilor, pentru că el constată că între creștinii din Galatia, cum de fapt de peste tot unde erau creștini, existau două feluri de oameni. Creștini călăuziți de Duhul Sfânt și creștini pe care îi călăuzea firea lor pământească. Și atunci Pavel vorbește despre aceste diferențe care există între creștinul firesc, condus de firea lui pământească, de carnea lui, practic, ori de câte ori veți găsi în Cornilescu firea pământească, este de fapt sarx, în greacă, carnea. Vorbește despre natura noastră pământească, despre carnea noastră, trupul nostru, și nu numai trupul, ci și, mă rog, întregul complex al ființei noastre omenești, o ființă nerăscumpărată de Domnul, neîntoarsă la Dumnezeu, care este guvernată întotdeauna de faptele cărnii, de faptele firii pământești. Dimpotrivă, zice el, deci ceva complet diferit pe partea opusă acestor fapte ale firii pământești, este roada Duhului. Și creștinul ar trebui să trăiască prin Duhul, rodind aceste calități spirituale deosebite despre care noi o să vorbim. În seara aceasta vom vorbi despre dragoste. Dragostea este un ocean de emoții într-o mare de cheltuieli, a zis cineva. Altcineva a spus că dragostea este o stare în care omul vede lucrurile cum nu sunt de fapt. Nu le vedem bine. De aceea, mai pe scurt, unii au spus că dragostea e oarbă, nu vede lucrurile cum sunt. Ionel a venit de la școală cu o compunere pe care a scris-o și a dat-o la mama lui să o citească. Era mândru de sine că a realizat ceva, a scris ceva frumos. Dar mama lui, care era o femeie cu studii superioare, a luat repede un creion roșu și a început să corecteze compunerea, toate greșelile de gramatică a lui Ionel. I-a înapoiat caietul, Ionel s-a uitat la caietul ăla roșit de corecturile mamei sale și cu lacrimi în ochi i-a spus: nu ți l-am dat să mă corectez, ci ți l-am dat să-ți placă. Să-ți placă ce am scris eu.
Adesea suntem foarte ocupați cu corectarea celor din jurul nostru. Noi așa imediat avem un creion roșu, nu trebuia să zică aia, nu trebuia să spună cealaltă. Mai ales noi cei care vorbim mult și suntem la amvon, avem parte de corecturi cu duiumul. Dar pentru că suntem preocupați întotdeauna cu cei din jur, cu greșelile lor, sublinindu-le greșelile sau obiceiurile rele care nu ne plac nouă, suntem uneori convinși că o facem spre binele lor, le spunem spre binele lor să nu mai greșească așa, când în realitate oamenii din jurul nostru doresc să-i acceptăm așa cum sunt și să-i iubim, nu? Pur și simplu să ne placă de ei. Dar în loc să fim spirituali, nu? Și bine educați, în loc să spunem un compliment și o vorbă bună celuilalt, repede scoatem creionul roșu și subliniem greșelile. Există un autor american, i-am urmărit de-a lungul anilor caricaturile, le desena foarte frumos, are niște personaje, de obicei este Lucy și Charlie Brown. Peanuts se chema desenele acelea. Doi copii din vecini, se cunosc foarte bine, sunt prieteni, Lucy și cu Charlie Brown, și zice Charlie Brown, știi ce nu înțeleg? Eu nu înțeleg ce este dragostea. Cine poate să o înțeleagă? Încearcă tu, Charlie Brown. Aș putea să-ți recomand o carte, un poem sau o pictură, dar nu pot să-ți explic dragostea. Hai, te rog eu foarte mult, Charlie, încearcă. Ei bine, să zicem că văd trecând o fată frumoasă, foarte drăguță, la care imediat Lucy sare și spune, de ce trebuie să fie frumoasă și de ce tocmai drăguță? Îl întrerupe Lucy. De ce nu poți să te îndrăgostești de o fată cu pistrui și nasul mare, de exemplu? Ei bine, zice Charlie, deci văd că trece pe lângă mine o fată cu un nas grozav de mare. Sare imediat Lucy cu gura mare, zice, n-am spus cu nas grozav de mare. Ce vezi, Lucy? Nu numai că nu poți explica dragostea, dar nici măcar nu poți vorbi despre ea. Pentru că de obicei n-ai cu cine, nu-i așa? Dragostea produce inimi frânte, piele de gâscă, pierderea poftei de mâncare, devii cu ochii pierduți în gol, este oarbă, cum zici românii, și are și alte infirmități, face ca planeta să se învârtă, dar produce și o groază de confuzii pe planeta asta care se învârte, nu-i așa? Pe unii inspiră la fapte mari, pe alții la sinucidere, creează opere nemuritoare și uneori ucide prin gelozie. Este groaznic, nu? Ce complex sentiment este dragostea. Aș vrea să discutăm câteva concepții despre dragoste și, în primul rând, vreau să subliniem că în Sfânta Scriptură, în textul pe care noi l-am citit din Galateni, capitolul 5, roada Duhului este dragostea. Aceasta este expresia corectă. Roada Duhului este dragostea, estin agape, este dragostea, este un singular aici. Nu roadele Duhului sunt. Două puncte, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare și așa mai departe, ci roada Duhului este singular dragostea și pe urmă urmează celelalte. Celelalte, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înflânarea poftelor, sunt calitățile ale dragostei, exprimări ale dragostei adevărate. De aceea dragostea este un cumul a tuturor celorlalte care sunt menționate mai departe. Iată câteva concepții greșite despre dragoste și ele sunt foarte răspândite și în societatea noastră. În primul rând,
Dragostea este doar un sentiment. Foarte multă lume crede că dragostea este un sentiment. Un sentiment, un fel de nod în stomac, nu? Un fel special de senzații fizice și suntem mereu în căutarea acestor sentimente, deoarece gândim astfel, suntem îndrăgostiți sau nu, înseamnă a avea sau nu avea aceste senzații. Este un mod foarte greșit de a înțelege dragostea. Pe urmă, mai există a doua concepție, care și ea este la fel de greșită, este că dragostea este ceva incontrolabilă, ceva incontrolabil. Ea nu poate fi controlată. De aceea, la americani, de exemplu, există expresia fall in love, a cădea în dragoste. Expresia vine de la vânătoarea din junglă. Vânătorul sapă o groapă foarte adâncă, nu? O acopere cu frunze și cu crengi foarte subțiri și bietul animal, care nu știe despre ce e vorba, cade în groapa aceea, a picat în groapă. Americanii cred că dragostea e un fel de groapă din asta, în care pici, nu ai niciun fel de control, ai căzut și nu mai ieși de acolo. Fall in love. Românii au altă idee, cam pe aceeași linie, ei au introdus ideea aceea de zburătorul. Dragostea este un sentiment, o pasăre care îți vine de undeva, nu? Cândva, în viața ta, vine și pleacă la bunul ei plac. Nu? Ideea este foarte periculoasă să gândim astfel, pentru că atunci nu mai avem niciun fel de control. Dăm vina. O, dragostea, a venit dragostea. Țin minte că unul dintre problemele mele majore ca și păstor, am avut un dirijor care s-a îndrăgostit. Și nu s-a îndrăgostit de cine trebuia, de o femeie măritată. Și l-am luat la Trei Păsește, l-am chemat la birou și cu o mutră absolut nevinovată mi-a spus: păi frate pastor, Dumnezeu este dragoste, nu? Dragostea vine de la Dumnezeu, nu? E teribil să gândești așa. Omul, ce să facă omul? A venit zburătorul, nu? A căzut în dragoste. El era victimă, săracul, la sentimentele astea, nu? Dar le și spiritualizase spunând că dragostea este de la Dumnezeu, Dumnezeu. E așa de frumos, nu? Numai Dumnezeu poate da un asemenea sentiment. Aș vrea să spun două lucruri acum care le putem face ca să menținem dragostea vie în viața noastră. Am să încep cu o poveste, se zice că la un păstor a venit cineva și s-a plâns, omul recunoscut a fost sincer, s-a plâns că nu mai iubește pe soția lui așa cum a iubit-o la început. Și era îngrijorat, era speriat, a pierdut. Și spre surprinderea lui, păstorul a zis: ia foaia asta de hârtie și scrie ce ai făcut în primii ani când ai cunoscut-o pe fata asta. Și și-a adus aminte cum o aștepta, ore în șir, cum i-a cumpărat flori, cum a vorbit frumos cu ea. Și-a adus aminte de lucrurile alea. Și ăsta spune: văd că știi ce ai de făcut, du-te acasă, fă-le din nou și vine la mine peste o lună de zile să vedem. Și spre surprinderea lui, omul a venit și a spus: pastore, lucrează! Am început să fiu politicos, să fiu drăguț, să duc flori acasă, să-i spun că o iubesc, că o apreciez, că îmi place mâncarea care o face. Și zice: s-a întâmplat un miracol. Nevastă mea, zice, am început să o iubesc din nou. Cred că dragostea se aprinde atunci când facem ceea ce trebuie să facem când iubim. O definiție corectă a dragostei. Dragostea este o chestiune de alegere, de decizie. Este de decizie. Mai presus de toate acestea, îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduință, iertare, vezi Coloseni 3,
12 la 13, spune Apostolul Pavel, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Nu am să vă spun în greacă, nici eu nu pot pronunța prea bine, dar dumneavoastră nu are rost să vă încurcați cu ea. Dar ce vrea să spună Apostolul Pavel aici? Zice, îmbrăcați-vă cu haina asta care le leagă pe toate celelalte împreună de care am vorbit înainte, le leagă desăvârșit pe cele de mai sus, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduință, iertare și așa mai departe, este centura, este brâul care le leagă și le ține pe toate astea legate la un singur loc. Practic, aceasta este roada Duhului, haina aceasta pe care o îmbrăcăm, care le ține pe toate calitățile acelea împreună. Pavel nu cere să îmbrăcăm ceva ce nu putem controla. Nu? Cine îndeamnă ceva care numai simțim că e așa? Apoi, dragostea este o chestiune de comportament. Este o chestiune de comportament. Iată ce spune același apostol, copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și adevărul. 1 Ioan 3 cu 18, apostolul iubirii spune asta. Dragostea este comportament, nu doar declarații, nu doar vorbe. V-am mai spus eu că aveam pe cineva care tot timpul spunea, I love you, brother, și într-o zi m-a enervat și a spus, don't love me that way anymore. Pentru că mă vindea, mă trăda, mă vorbea de rău în alte parte, Dar când mă vedea, îmi făcea o declarație de dragoste. Și am spus, nu mă mai iubi în felul ăsta, domn. Iubește-mă cu adevărul, nu cu vorbele. Să spune că un bărbat îi spunea mereu soției sale cât o iubește el, așa că era gata chiar să-și dea viața pentru ea. Într-o seară era cufundat într-un meci de fotbal la televizor și soția sa a văzut pasiunea cu care ăsta era cu totul cu capul în televizor. I-a spus, dragă, tu iubești fotbalul mai mult ca pe mine. La care ăsta răspunde, e adevărat, dar pe tine te iubesc mai mult ca basketul. Nu? Spuneam că două lucruri, trebuie să avem o definiție corectă a dragostei și dragostea este o decizie și apoi este un comportament, un mod de viață. Și al doilea lucru, care o să fie un pic mai lung în seara asta, este, așa cum povesteam înainte cu omul care s-a dus la pastor, acționează așa cum acționează dragostea. Ar trebui să acționăm așa cum acționează iubirea. Și ar trebui să ne uităm la capitolul 13 din 1 Corinteni. Și de aici am ales câteva lucruri foarte importante și m-aș bucura să le țin minte cumva, pentru că sunt extraordinar de frumoase. Afirmația numărul 1. Dragostea este vie când are îndelungă răbdare. Este pe moarte când se grăbește și este moartă când nu poate aștepta. Ok? Deci dragostea are îndelungă răbdare, e pe moarte când se grăbește și este moarte de tot când nu mai poate aștepta. În Efeseni, capitolul 4, versetele 1 și 2, Apostolul Pavel spune să vă purtați în chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Îngăduința altora, nu? Cum să-i tolerezi și să-i îngăduiești pe ceilalți, nu? Să le permiți să greșească. Dați-le voie să greșească, nu? Una dintre dorințele mele mari ca și păstor a fost asta, să mă lase lumea să mai greșesc și eu. Că nu mă lăsau, domnule, și mă corectau și când îi se păreau că greșesc, da? Cât greșeam. Toți oamenii avem dreptul să greșim, nu? Și avem dreptul la îngăduința celorlalți, nu?
să treacă peste erorile noastre, să fie toleranți cu noi, să ne îngăduiască, nu? Să nu ne amendeze la orice, la orice mișcare. La noi în sat era o poveste, era un bărbat foarte aspru, foarte dur cu copiii și unul dintre mijloacele sale de a-i tortura pe copii, punea să stea pe scaun și nu avea voie să miște. Stăteau bieții copiii câteva minute în șir, dar unul mai mic a zis, nu avea voie să dea din mâini, din picioare, nimic. Și a întrebat un copil, da, din ureche avem voie să dăm, din ureche avem voie să mișcăm. Și a rămas povestea asta în sat, nu? Despre un om care nu îți dădea voie nici să miști urechile. E groasnic să fii căsătorit cu unul din ăsta, nu-i așa? Cum ai intrat în casă, deja ți-au găsit toate greșelile. Cum a zis unul, zice, nevastă mea este istorică. Zice, mă, nu se zice, se zice isterică. Și nu istorică, pentru că își aduce aminte toate prostiile care le-am făcut și mi le spune de la A la Z tot timpul. E groaznic să ai pe cineva care își aduce aminte de toate greșelile care le-ai făcut. Nu? Cum intri în casă, n-ai pășit cu piciorul care trebuie, n-ai pus pantofii unde trebuie, nu știi să mănânci, nu știi să te ștergi la nas, nu știi să strănuți, nu știi nimic, nimic nu știi. E groaznic. De aceea, un exercițiu de a cultiva dragostea este să cultivi îngăduința față de ceilalți, să fii mai tolerant. Știți că Dumnezeu este îndelung răbdător? Nu? Îndelung răbdător? Paciență, răbdare. Nu? Păi dacă n-ar fi pedepsit Dumnezeu pentru toate câte ne-au trecut prin cap numai astăzi, hai să fim serioși. Azi nu eram aici. Eram la funeral home. Dar Dumnezeu se poartă ca un tată îngăduitor cu copiii lui. Nu-i așa? Numărul 2. Dragostea vie este când este plină de bunătate. Este pe moarte când uită și este moartă când ignoră. Iată ce spunea Apostolul Pavel în Efeseni 4:32. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unii pe altul. Cum vă iertați și Dumnezeu pe voi în Hristos? Bunătatea este abilitatea de a purta de grijă altora în toate detaliile vieții. Bunătatea este acțiune, ajutor, grijă. Îți pasă de ceilalți, nu? Suferi împreună cu ei. Aici am o listă de ciudățenie. De ciudățenii. Știți că este mai ușor să fii bun cu un străin decât cu cei apropiați? Teribil. E mai ușor să fii bun cu copiii altuia decât cu copiii tăi? Știți asta? E mai ușor să fii amabil cu un vecin decât cu soțul sau cu soția? Se spune că în ultimii 15 ani a crescut dramatic vânzarea de cărți poștale. Cardurile, nu? Acum nici asta nu-s mai la modă, e text message. Dar a fost un business foarte fain în America anii trecuți. Pentru că de foarte multe ori cardurile astea te ajutau să-ți exprimi ceea ce tu nu prea te pricepeai să exprimi, nu-i așa? Cumpăreai un card. Și unele din cardurile astea sunt foarte drăguțe, pline de umor. Unele scriu așa, dacă aș avea o înghețată, aș împărți-o cu tine. Wow! Și dacă aș avea 6 ciocolate, ți-ar da 3 ție. Dacă aș avea 2 mere, unul ți l-aș dărui. Dacă aș câștiga la loto, ți-aș trimite o vedere din Hawaii. Lucrurile sunt foarte diferite dacă valorile cresc, nu-i așa? În Efeseni 4:32 ni se spune clar că trebuie să
exprimăm bunătatea față de frați, față de fratele meu, prin iertare. Știți că nu putem avea relație dacă nu putem să iertăm? Dumnezeu ne iubește și ne iartă. El ar trebui să fie modelul nostru. Mama Tereza se pare că a spus asta, cea mai îngrozitoare boală din zilele noastre nu este lepra, nici cancerul sau tuberculoza, ci mai degrabă sentimentul că nu ești dorit, că nimănui nu-i pasă de tine, că ești singur. Asta este cea mai îngrozitoare boală care există în societatea noastră. Oamenii au nevoie de dragoste. În al treilea rând, asta le găsim toate în Corinteni 13, dragostea este vie când se simte în siguranță, este pe moarte când se îndoiește și moartă când încetează să aibă încredere. Spune că dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Știți că invidia, lauda și mândria nu sunt altceva decât lipsa de securitate, de siguranță în viața noastră? Oamenii care nu se simt în siguranță sunt invidioși, lăudăroși, mândri. Temelia unor relații sănătoase este siguranța de a fi transparent, deschis, onest. Nu a căuta lauda celorlalți și a primi aplauzele, nu? În al patrulea rând, dragostea este vie când dăruiește, pe moarte când face doar schimburi, când primește și dă ceea ce ai dat și tu, și este moartă când doar ia pentru sine, când vrea numai pentru sine. Dragostea nu este altceva decât relație de dăruire. Dumnezeu a iubit atât de mult lumea și a dat pe singurul lui Fiu. Când dăruim, devenim vulnerabili. Întotdeauna când dăruim ceva, ne întrebăm, da, oare eu ce primesc înapoi? Nu? Ce primesc înapoi? Dragostea nu întreabă asta niciodată. Numai dragostea care este pe moarte face schimburi. Dragostea dă fără să aștepte nimic în schimb. Este groaznic să treci prin viață cu concepția, ieri am făcut ceva pentru tine, azi e rândul tău. E groaznic. În istoria literaturii există un caz extraordinar, de fapt este real. Faimosul scriitor C.S. Lewis, englez, care a scris enorm de mult și foarte multe lucruri, foarte multe genuri de literatură, de la copii până la filozofie, s-a căsătorit în momentul în care femeia cu care discuta a aflat că are cancer. Atunci s-a căsătorit cu ea. A trăit câțiva ani și ea a murit, e adevărat. Dar de la C.S. Lewis, și dacă puteți să găsiți filmul ăsta pe Netflix, Shadowlands, v-aș îndemna să-l căutați, să-l vedeți, este viața lui C.S. Lewis când s-a căsătorit cu femeia aceasta și ea avea cancer. Orice alt bărbat ar fi fugit de o asemenea femeie, dar ăsta s-a căsătorit cu ea. Iubește orice și vei vedea că inima ți se va strânge și posibil ți se va frânge. Dacă vrei să fii sigur că îți va rămâne intactă inima, atunci nu-ți da inima nimănui. Încui-o bine în sicriul egoismului tău, dar acolo, în acel sicriu, în siguranță, la întuneric, lipsită de aer, se va schimba. Nu se mai va frânge niciodată, pentru că va deveni de piatră, impenetrabilă, iremediabil. Singurul loc în afara cerului
Unde vei fi la adăpost de pericolele dragostei este iadul. Cuvintele acestea sunt absolut extraordinare. Afirmația numărul 5. Dragostea este vie atunci când acționează dând naștere sentimentelor. Pe moarte când simte și nu acționează sau acționează fără sentimente și moartă când nici nu simte și nici nu acționează. Pentru că dragostea acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. Definiția aceasta a Apostolului Pavel la iubire este absolut extraordinară. Oamenii maturi înțeleg că acțiunile determină întotdeauna sentimentele. Cei lipsiți de maturitate acționează sub impulsul sentimentelor. Acționează și sentimentele vor veni. Fă ceea ce ai făcut atunci când iubeai, vei iubi din nou. Iisus a spus, cum v-am iubit eu, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu. În final, câteva lecții pe care le-am învățat despre dragoste. Numărul 1. Iubește oamenii și iubește-i acum. Iubește oamenii acum. Așteptăm prea mult să spunem celor dragi că iubim. Așteptăm prea mult. Uneori devenim ca bărbatul acela care într-o zi s-a supărat soția pe el și a spus, băi bărbate, de 10 ani nu mi-ai spus că te iubesc, că nu mi-ai spus că mă iubești deloc. Și ăsta a spus, da, ți-am spus acum 10 ani, dacă se schimbă ceva, am să te anunț. Nu s-a schimbat nimic. Oamenii vor să audă declarația aceasta, spune-i celor dragi că iubești. Pune mâna pe telefon, scrie o scrisoare, ia un card, trimite un mesaj. Spune, declară, dragostea are nevoie să fie spusă oamenilor care au nevoie de ea. Dragostea este vulnerabilă. Iubind, vei fi rănit. Rănile iubirii sunt cele mai mari. Bucuria este să iubești, nu doar să fii iubit. Cei mai mulți dintre noi credem că dacă suntem iubiți, suntem fericiți. Nu e adevărat, trebuie să iubești ca să fii fericit cu adevărat, nu numai să fii iubit. Dragostea este vulnerabilă. Supărările iubirii sunt ca ploile de vară. Repezi, cu atât mai repezi, ajută-mă, Rodi, supărările iubirii sunt ca ploile cu soare, repezi, cu atât mai repezi, cu atât mai trecătoare. Dar supărările iubirii produc rănile cele mai mari, cele mai mari suferințe ni le produc oamenii cei mai apropiați de lângă noi. Se spune că până la 20 de ani, fiecare dintre noi am fost răniți profund de cineva drag, de mama, tata, fratele, sora și așa mai departe. Afirmația numărul 3. Dragostea este puternică. Ar trebui să știm acest adevăr. Legea spune ceea ce să faci. Dragostea îți dă putere să faci ceea ce spune legea. Nu, dragostea le dă pe toate. Știți cântarea aceea atât de frumoasă și păcat că nu mai cântăm, nu? Legea cerea 10-a parte, dragostea le dă pe toate. Cea mai mare poruncă este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Știți că asta este porunca cea mai mare? Pentru că dragostea este puternică. Dumnezeu a cunoscut puterea dragostei, de aceea ne-a legat de El exact prin acest sentiment dumnezeiesc. Numărul 4. Dragostea este necondiționată. Oamenii au nevoie să fie iubiți cu atât mai mult cu cât merită mai puțin. Dragostea ar trebui să fie necondiționată. Și mai ales în relațiile noastre cu copiii noștri, nu?
iubim dacă duc note bune, dacă sunt drăguți, dacă sunt politicoși, dacă se spală pe dinți, dacă se, eu știu. Ar trebui să iubim așa cum sunt necondiționați, sunt copiii noștri, darul lui Dumnezeu. Oamenii au nevoie să fie iubiți. E o chestiune foarte drăguță, zice că un tânăr îmbujorat i-a spus fetei pe care o iubea: draga mea, aș vrea să fii soția mea, n-am mașină ca Popescu, n-am nici barcă așa cum are el, nu am o casă așa de mare ca Popescu, n-am nici bani ca Popescu, dar te asigur că te iubesc din toată inima mea. Fata i-a răspuns: aș vrea să știi că și eu te iubesc, dragul meu, dar n-ai vrea să-mi spui un pic mai mult despre Popescu? N-ai vrea să-mi spui un pic mai mult despre Popescu? Numărul 5. Spiritul dragostei face ca oamenii și evenimentele să devină speciale. Scuzați, computerele fac greșeli în zilele de astăzi. Fără dragoste, totul devine banal. Fără dragoste, totul devine banal. Veți privi în urmă, în viață, și veți constata că momentele când ați trăit cu adevărat sunt acelea în care ați făcut ceva în spiritul dragostei. Dragostea îi face pe oameni și evenimentele speciale. You are nobody until somebody loves you. Nu? Ești nimeni până când cineva te iubește. Și când acel cineva este cel de sus, atunci ai câștigat cea mai mare comoară. Dumnezeu te iubește și este cel mai mare lucru din viața ta. În consecință, înainte de a spune aceste concluzii foarte scurte, vreau să spun o poveste. Am fost păstor la Chicago 17 ani, la Biserica Philadelphia. Joi, împreună cu soția, joia viitoare, vom merge la aniversarea 50 de ani de la formarea bisericii. N-a fost ani ușori. Generația mea a prins o perioadă în care bisericile erau foarte sărace. Majoritatea fraților n-aveau de lucru. Era un val de emigranți care veneau în continuu, în continuu. Și pe fiecare îi așteptam la aeroport, le închiriam câte un apartament, îi ajutam pe bieții oameni să înceapă în viață și nu era deloc ușor. Biserica avea un depozit de mobilă la parterul unui bloc unde lucra un frate ca genitor. Au fost vremuri foarte grele. Eu sunt un pic supărat pe păstorii de astăzi care au biserici frumoase, făcute gata, și n-au trecut prin ceea ce am trecut noi, prin sărăcia prin care am trecut, necazurile de la început. Dar cu toate necazurile și cu toate luptele și problemele din biserică, era ceva care m-a pus pe picioare de fiecare dată. Mai ales la biserica de pe Cadville, coboram la subsol la terminarea serviciului, pentru că biroul meu era la subsol. Desfăceam o sticlă cu apă minerală, mă puneam într-un scaun și încercam să-mi revin după serviciu care l-am avut. În liniștea aceea s-auzea o bătaie foarte discretă la ușă. Când spuneam să intre, intra sora Deznan. Sora Sofia Deznan era o femeie în vârstă, rămasă văduvă și a crescut de singură copii, care a devenit și bunica copiilor mei, într-un fel. Că atunci când plecam undeva cu soția, lăsam copiii la bunica Sofia. Da, mama Sofia, bunica, bătea la ușă, zice: frate pastor, nu pot să plec acasă până nu vin să vă strâng mâna. Toți ceilalți plecau acasă, plecau la restaurante sau ce știu eu, dacă pe vremea aceea nu prea mergeau la restaurante frații, că nu aveau bani, dar pleca fiecare acasă. Dar sora Deznan întotdeauna venea la mine la birou, știa că sunt acolo.
Ce nu pot să plec până nu dau mâna cu dumneatale. Și îmi făcea câte un compliment la predica pe care am ținut-o. Era singurul, de fapt, compliment care îl primeam. Dar pe urmă s-a întâmplat ceva formidabil. Avea o plasă la ea și zice, frate, ți-am adus niște plăcinte cu varză. Și scotea din punga ei o storză din aia, cum zicea ea, cu plăcinte cu varză și mă punea pe birou și era cea mai grozavă mâncare din pricina căruia nu mi-am dat demisia de câteva ori. Nu mi-am dat demisia de câteva ori. Ziceam, mai totuși e cineva care mă iubește în biserica asta, este cineva care se mai gândește la mine, nu? Asta înseamnă dragoste. Asta înseamnă dragoste. Și nu trebuie exprimată prin declarații cine știe cât de mare. Câteodată o plăcintă cu varză face minuni. Cele mai bune lucruri au fost învelite în dragoste. Cele mai frumoase cadouri care le-ai primit vreodată au fost învelite în dragoste, au fost date din dragoste. Exprim-o. Aveam obiceiul și cred că trebuie să mi-l reinventez din nou. O întrebam pe soția, ți-am spus astăzi că te iubesc sau nu? Câteodată uitam. Spune-o în fiecare zi. Au nevoie de asta. Soțul tău are nevoie de declarația asta. Dacă trebuie, forțează-te. Okay? Exersează. Până va deveni natural. Pentru că lucrurile care le repetăm, ele devin natural. Ele devin parte din natura noastră. Cam atât am vrut să vorbesc în seara asta despre dragoste. Dar încă o dată, așa cum am spus la început, dragostea este haina care îmbracă pe toate celelalte virtuți. Ea este legătura desăvârșirii. Dragostea se exprimă prin toate celelalte roade ale Duhului pe care le vom studia în alte dăți și vom descoperi exact acest adevăr atât de important. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, să-i mulțumim Domnului pentru oamenii pe care i-a lăsat în viața noastră care ne iubesc, din pricina cărora încă mai suntem. Să mulțumim Domnului pentru părinții noștri, pentru frați, pentru toți aceia pe care îi iubim.